Vá para a massa, diz o outro. Pun toto! Põe porco jos, como é isso? Pun porco jos! Pun toto já treba na lume! Já? Eu dei que a chuva está a unha, porra! Aonde? Lá se que larunca fora, tu ia deixar baga na poita, sai bem que sarunca! E aí? Ce ziceam despre asta? Nu, nu, nu. Scapă la din Pirații din Caraibe. Ah, Jack Sparrow. Jack Sparrow, bro. Ah, tu scăseam cu Ibrahimov ce ai mult. Ia uitați-ne aici, suntem pregătiți de scandal. Mergem la Ion să... să terminăm ce am început de data asta, pe bune. Pe bune gătăm până de sărbători. Exact. Gătăm curtea. Azi gătăm curtea mâine în casă. Să pregătească grătarul, că și-au zis. Sigur pregătește. M-am sunat deja, m-am stat. Păi nu, mă, ce l-au dat acolo? Îți place tâncuțul meu? Nu, ce faci? Păi că am obosit, tână dormi bine. Păi bine, pătare. Șefule! Ceau, șefule! Eu șmecherul, domnul Iancu! Ce fau, Ioane, tată, mă? V-ați găsit sănătos, v-am găsit totul. Păi ce bine arăți, bine. Salută și cu ei, salută și ai încoace. Cuplează pălăria, cuplează. Cuplează, când iau 4x4, direct în care rămâne pălăria și mă lovei eu. Bă, dar vezi că mi-am făcut și eu stilul cald tot acum cu cioc și cu mustață. Da, așa este mai bine. Ce la blonde arată altfel. Arată mai bine. Mai bine, mai fain. Uite, acum am eu echipamentul de scandal. Da. Și mai ales să facem acolo casa, bă, că... Da, mă, dar merem acum o facem. Acum o facem bobou, domnul Ian. Facem o bucătărie cu pavajul, mobila. Cu pavajul. Și acum chiar că de sărbători se poate mutania. Acum... Cu Simona cu tot. Nu, nu, nu mai trebuie mea pe Simona să stai acolo un lup. N-ai mai vorbit cu ea, bă? N-am mai vorbit. E măritat, au avut 6 bărbați. De când o plecat de la tine? De când o plecat de la mine. Eu aflu de la sorsa, de ce? Are oameni, Ion Șmecheru. Eu am oameni. Eu a, că sorsa e aici și... Sorsa e aici, dacă vorbește, ea îmi spune. O să spun acum, are 6 bărbați. O fost gravidă, dar nu mai este, tată. Aia e medicamente. Pute gura, nu o luați aia, e ca un gloi. Eu făc cu reclamă, nu puteți să luați. Băi, Ioane, hai, încă o mașină. Da. Și mergem acasă, așteaptă băieții acolo să apucat de treabă. Da, s-a apucat. Dar să vedem și noi de treabă, ajutăm la ce putem. Ajutăm. Și astăzi, mâine maxim, finalizăm toată treaba. Toată. Duminică eu sunt... Ești liber, așa e? De duminică, gata. Perfect. Bă, și iar am ajuns la tine, Ioane. Eu, șeful Ionuț. Domnul Ionuț. Aceea lună și bei. Duminica ce vine, de mâine, de păi mâine, într-o săptămână, e ziua la Ion Șmecheru. Așteaptă toată lumea, o ia ce la casă nouă. Au început lucrătorii să muncească. Pune pavajele, parchetul în bucătărie, la baie să va atâmui aceea. Aici unde așa ce ia? Aia ce ia, uia ce șefule. A, ne înciulinăm, că nu avem ceva. Ui, așa, tată, să urcăm un pic la sal, bun. O început oamenii să pună, să pună pavajele, ui, așa, ia, tată. Ion Șmecherul. Ui, așa, mai avem de tot parchetul, de pus în baie, pui. Baia, apa, să tragem tot în regulă. Ce material să putem... Să putem de sărbători, de Crăciun, să putem locui în case. Tu nu știu bine, îți place, nu? Bine, îmi place, foarte bine. Îți place. Puteți să-ți apel pilarul?
dau uia pe atunci material să putem face la casă. Da, Ioane, tati, punem tot bagajul astăzi frumos aici. Bagajele, tot, da. Punem aici cerul de lumea, că ne-am gătat. Da, ceau. De mâine, pe alta. Mai facem o casă. Mai facem, da, că nu da, ni la hați. La urmă de la. Facem, ai una acolo, și una aici. Bună, două, și una, tia, să ne ajut. La hați, stai, 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 Noi să face agent imobiliar, vrea să facem casă în fiecare județ. În fiecare județ, ca Nicolae Guță, tată. Unde e un șmecherul? Bun, bun, bun. Ăsta e urmașul lui Guță. Ăsta, eu am rămas urmașul lui domnul Nicolae Guță. Dar tu gândi? Cântă una. Încep, ce o să fie? Facem o piesă, amă. Facem o piesă. Facem o piesă. Așa patron să tot fie, uite, pune mâna și la treabă. Așa place. Dar nu contează ce. Mi-am place, uitată. Aici lopata să muncim. Să putem. Ce faci? De aici și bagi înapoi, e la rugă și bagi înapoi. Eu de aici și o dau ui acolo. Auzi, lasă că îl arunc afară, tu ia de aici și bagă înapoi, ca să ai belții să arunce. Ia de aici, bagă înapoi. Nu-i bine așa. Nu-i bine așa. Nu-i bine așa, șefule. Așa, mă, șefule. Uite, între timp, băieții, tot dalele care au fost prinse pentru că maestru de echipă, eu nu știu, îi place cum a ieșit, le punem din nou, să fie treabă. Ca să vedeți că nu le bate joc, facem lucru ca lume. Ion aici, cel mai serios patron, pune osul și la treabă. Cred că o să avem spor, Ion. Ai dat drumul la lucrări puternic, bă. Băi, ui acum mere, șefule. Mere, a? Mere foarte bine lucrarea. Chiar dacă nu iau cu aici, mere treaba forță și fără el. Forță! Ui, șeful domnul Ionuț, ia ce e. Șeful domnul Ionuț? Domnul Ionuț. Ți-a fost dor de el, lui? Da, mi-a fost dor foarte mult. Zi sincer. Sincer, nu lucrează frumos. Îmi îndea gata. Imediat cu pavajele. Da. Auzi. Așa e, Ioan. Păi tot băia harnic, bă, ca de obicei. Ca de obicei, șeful. Iancule, și dacă nu ești aici, bă, merge treaba ca pe roate. Mai facem o casă, că e un șmecher, o bujie, forță. Putere mare. Mieluțul e aici. Că așa i-a zis Ion, în loc de Tâncuț, i-a zis Mieluțul. Uite, îți place cu câinele? Îți place? Viitorul lui Dumnezeu. Gătăm casa și facem grătar. Facem grătar, duminica ce vine ziua mea. Bă, păi n-a fost în 5 septembrie. Nu a fost, dar am amânat oamenii. Pă cât a amânat? O 2 luni? De 2 luni de zile. Acum, duminică, Ioș Mecheru ia concediu o lună și ceva. Duminica alaltă, să vie toată lumea la Ioș Mecheru. Ține ziua, face 34 de ani, tată.
ducem, unde mă inviți? Ui, Ion Șmecheru, duminică pleacă libertate, mă ne tai pe urcu. Vă invită Ion Șmecheru la ziua la Casă Nouă, e ziua lui, face 34 de ani, tată. Bă, dar ce coerent vorbești, bă, Ione, se vede că ai... Face 34 de ani. 34 faci? 34, dar, cefului. Dar tu ți-ai amânat ziua de naștere. Am amânat, așa amână șmecherii. Corect. Dacă nu e șmecher, nu trebuie, oamenii rămân în loc, zice, trebuia pe 5 septembrie, dar m-am amânat, am donat. Și eu aș fi făcut la fel, da, în locul tău. Vine și domnul Iancu, vine atâta lume. Dar duminica viitoare, zici, mă, nu? Da. Duminica viitoare, nu mâine. Nu, de duminica asta, duminica viitoare, da. Și invizi pe toată țara la ziua ta. Toată țara să vii la Ioan Șmecherul la Casă Nouă. Bună. Tată, a, petrecere mare, ne-a luat stație. Mamă, ce ai? Să dau peste un fazan, voi, Ioane. Fazan, o trebuie. O puneam de-o frigare la ziua ta. O, era bun. Era bun. Era bun. Ai, no? L-ați auzit pe Ion? De mâine într-o săptămână sunteți invitați la ziua lui de naștere, că și-o amânat-o. Am amânat-o, șefule. Și facem petrecere mare, numai bine, acum chiar și eu să gătăm și casa. Mâine finalizăm treaba și duminica viitoare facem mare petrecere. Da. Dar pui și ceva pe masă de ziua ta. Pun totul. Pui porcul jos, cum ai zis. Pun porcul jos, pun tot ce trebuie la lume. Pui, sunt eu când bine. Eu șmecherul când face o ziua, face numai ceva ca la nuntă, tată. Așa. Numai unul e o șmecherul, numărul întâi. Perfect, tati. Acesta a fost vlogul nostru, eu o să-l duc pe Ion aici la străbă, dacă mai are ceva treabă până de seară. Da. Și băieții au rămas să termine cu pavajul, mâine o să termine dimineață, și în interior. Și cam asta revenim o să fie. Și v-am pupat, vă așteaptă Ion Șmecherul duminica viitoare.